Am început. Claudia, cum ești? Foarte bine. Mă bucur să fiu aici în tabără cu dumneavoastră și cu restul colegilor. Mie mi se pare extraordinar cum lucrează peste noi toți învățătura aceasta. Și mai devreme vorbeam cu George, pe care nu l-am văzut de ceva vreme. Și exact asta împărtășam, că cea mai frumoasă experiență pe care noi am trăit-o în viața noastră, de fapt, a fost exact școala asta iubirii. Nu știu dacă altă experiență mai frumoasă, cel puțin vorbesc din perspectiva mea, n-am avut o experiență mai frumoasă decât școala iubirii. Și e foarte, foarte frumos cum se așează lucrurile în viața noastră. Chiar dacă noi avem rezistență, că eu nu știu de ce avem rezistență la iubire. De fapt, eu am zis de multă vreme că nu știm să iubim. Vorbeam de mine, am simțit eu că nu știu ce e iubire, că nu sunt iubire, că așa de-a lungul timpului. Ca să-mi dau seama că, de fapt, noi toți suntem iubire, că în interiorul nostru și toți avem iubire. Și experiența asta a fost atât de profundă și de frumoasă, încât nu știu, eu vreau să vă întreb, sufletul nostru, chiar dacă noi nu cumva vine și ne ghidează și ne ia dintr-un loc și ne duce anume unde noi avem treabă, adică dacă spuneți dumneavoastră la un moment dat că lucrurile toate știute dinainte, mai putem noi să facem ceva? Păi nu ne punem în poziția lui Dumnezeu care le știe pe toate. Noi știm că nu știm că toate lucrurile sunt deja întâmplate, nu știm asta. Nu-i nevoie să știm. Nu-i nevoie. Dar ni se întâmplă lucruri, uitați. Nu ne folosește la nimic, oricum se întâmplă. Nu ne folosește. Mie, de exemplu, mi s-au întâmplat așa niște lucruri foarte interesante. Eu mă gândeam așa, văd de treaba mea, văd de copii, de familie, de gospodăresc foarte mult în ultima perioadă de când noi nu ne-am văzut, adică la faza de gătesc foarte mult, ceea ce n-am făcut în trecut, fac acum. Și stăteam eu așa și mă gândeam într-o zi, oarecum se face că nu neapărat că am ales eu și lucrul ăsta, adică pur și simplu mi-au venit. Sau, de exemplu, cum merg să mă întâlnesc cu doamnele acelea de la Cluj, doamna Maria știe, n-am dorit eu neapărat să merg. Au venit doamna Doina și mi-a zis, deci am întrebat-o pe Alice, că prima dată s-a întâlnit cu Alice, am întrebat-o pe Alice dacă vrea să face, să vină. Doamnele acestea fac învățătura dumneavoastră foarte serios. Adică iau cartea, citesc de acolo și la 75 de a 77, eu sunt foarte recunoscătoare să văd niște persoane care doresc, nu știu, să acceseze învățătura asta. Și au niște întrebări, domnul Marius, extraordinare. Și l-ați înregistrat? N-am înregistrat. Păi de ce? I-am zis, doamne, să înregistrat. Nu am înregistrat, că s-a început, doamne. Să învățăm cu toții. Da? Da. Și o să le spun. Și m-a întrebat, doamna, vreți să vii, să ne ajutați, că voi sunteți mai vechi? Și am zis, da, că am un spațiu de la primărie, unde este, și am zis, da. Și am zis, da. Și mi s-a părut extraordinar aspectul ăsta, adică N-am avut ce să zic, decât da, dar eu nu mi-am dorit asta, știți? Și culmea, de ce am ajuns eu cu prima dată mers la Alice, adică nu a venit la mine, adică direcția a fost către Alice. Alice a zis că nu mai este școală iubirii Cluj, cum am înțeles că așa zis multă lume. Noi în continuare suntem de un an jumate, doi afaceri. Dar școala iubirii Cluj, noi am zis școala iubirii, că e tot școala iubirii. Așa era la început, că dumneavoastră știți, era Moldova, Dobrogea, nu știu care, și cred că atunci s-o pus și toate binarile care erau cu școala iubirii Cluj. Dar ideea e că ce se întâmplă, acolo e extraordinar, noi ne schimbăm, noi întâlnindu-ne și având discuții, cum avem aici, cum sunt în binari, așa, fizic, noi ne schimbăm, ne apăsăm niște butoane, că noi zicem, suntem de un an jumate, am înțeles, ne vedem ego-ul și tot se întâmplă că cineva vine, spune ceva și tu mergi așa, ego-ul e foarte revoltat. Și am pățit-o chiar așa cu 3 săptămâni, pentru că discutam despre un aspect care, normal, pe ego-ul meu era vorba de copil. Mă simțeam, ego-ul meu se simțea foarte trist, ca să zic așa, eu împărtășam și o colegă care lucrează, care e logoped,
mi-a zis, nu, că tu trebuie să faci așa. Și în momentul ăla am simțit așa, o, cum poți să-mi spui tu mie ce să fac, a experimentat așa ceva, deci aveam ego maxim. Și i-am răspuns, tu poți să vorbești în momentul în care experimentezi așa ceva. Și ea mi-a zis după aceea un lucru, domnul Marius, extraordinar de interesant, dar asta îmi place, că noi ne putem vorbi. Și mi-a zis, uite, vreau să spun ceva, dar nu să spun acum, o să spun peste 3 zile. Și eu am văzut ceva la tine. Și am zis, da, te rog, m-a sunat peste 3 zile și am stat și am vorbit, așa, vreo 3 ore. Și a zis, știi, când mi-ai spus mie, atâta forță era în cuvintele tale, încât eu am simțit că nu mai am energie. Și am zis, dar nu vreau să fac asta, știți? Dar nici nu ne dăm seama cu ce forță merg cuvintele noastre spre ceilalți. Da, și cum să nu fiu recunoscătoare că văd lucruri despre mine? Adică eu pot să zic, ok, sunt în școala iubirii de 2 ani, am înțeles, la nivel mental toți înțelegem, dar să punem în practică aici mi se pare mie cel mai greu. De ce? Pentru că avem mult ego. Avem încă foarte mult ego. Ce înseamnă ego? Ego înseamnă dreptatea mea. Binele meu. Binele meu. Nu suntem de acord cu suferința pe care ne-o dă Dumnezeu. Adică, ok, suferința, da, vine să ne salveze sufletul, noi suntem de acord. Ieri v-am povestit că eram cu băiatul meu în mașină și cum învățătura asta merge de la, nu știu cum se transmite, că băiatul meu are 18 jumate și el nu citește, nici nu ascultă binarele dumneavoastră. Și mergeam de la Turda la Cluj și îmi spune, vorbeam de bărbați și femei, era început discuția. Și mi-a zis mama, bărbatul este, cum să vă spun, exact ce ziceți dumneavoastră, el este stăpânul, femeia trebuie să fie supusă. Îmi povestea el cum sunt fetele din ziua de astăzi și am zis, și ce fată ai preferat tu? O fată foarte supusă, foarte supusă. Și pe urmă îl întreb, bun. Și de la asta trece, deci mi-a zis, tu nu poți să dai seama, mama, în ce lume trăim noi. Tu trăiești într-o lume paralelă, tu nu știi lumea în care noi trăim. Lumea în care trăiesc copiii noștri. Și eu sunt foarte de acord cu asta, că noi nu știm. Noi trăim într-o lume, așa ne-am imaginat-o noi, eram o lume pe competiție. Ei sunt un pic debusolați și pentru că noi am ajutat, într-un fel, să se debusoleze. Și mi-a zis încă un aspect care, așa am rămas, doamna Marius, deci fără cuvinte. A zis, mama, nouă ne este frică de moarte, la toți. Ne este frică că murim, ne este frică că ne moare cineva drag, dar nouă nu trebuie să ne fie frică de moarte, noi trebuie să ne împrietenim cu moartea. Pentru că frica de moarte înseamnă că noi nu trăim. Noi oricum o să murim. Știți, și-a rămas așa, zic, wow, ce tare. Deci stătea lângă mine în mașină și am zis, măi, deci tu îmi spui niște lucruri care eu le citesc în cărți, care m-am străduit să citesc nu știu cât și tu îmi spui lucrurile astea. Și mi-a spus că femeia trebuie doar să iubească. Deci la 19 ani mi-a spus că femeia nu are altceva de făcut decât să iubească. Și noi știm asta, dar noi am învățat venind în tabere. Deci ei cumva învață așa, de la noi, cumva, nu știu cum le transmitem. Că nici nu vorbesc așa cu el, să spun, știi, uite, eu mai zic, uite, la școala iubirii am învățat asta. Dar nu stăm să povestim, să avem dezbateri, nu, deci cât nu-l influențez. Și eu am ținut cont foarte mult de ce a zis dumneavoastră, când m-am întrebat atunci cu școala iubirii, la început, cu Mirela și cu Ramona, că noi în entuziasmul nostru vreau să chemăm acolo tot Clujul și domnul Marius ne-a zis, nu, așa, vine acolo, ajunge cine trebuie să ajungă și să știți că așa este. Deci sunt acum niște fete care au ajuns acolo, care nici pe care nu știau de dumneavoastră. Dar când au ajuns, chiar avem o colegă, o cheamă Mădălina, când au ajuns acolo și au început să vă asculte binarile și să citească, ea de la, după fiecare întâlnire, știți cum pleacă? Zice, nu pot să cred. Nu pot să cred. Adică se vede pe ea, adică îi așa într-o zonă din aia, acceptă foarte mult învățătura, dar nu-i vine să creadă cum o trăit ea. Și ea lucrează și cu copii, adică este logoped și lucrează cu copii care au și cu autism și așa. Și face foarte multă dăruire, că zice, place enorm de mult să lucrez cu acești copii. După care, doamnele acelea, pe care le cunoaște și Maria, pe
cred că pe Doina o cunoști, pe Doina. Da? Acolo vin niște povești de viață, domnul Marius, extraordinare. Deci am întâlnit acolo povestea unei doamne, că vorbim de dăruire, care aduna oameni de pe stradă, oamenii străzii, îi ducea la un centru, îi spăla, avea grijă de ei. Și ce mai făcea? Le făcea acte dacă n-aveau și dacă n-aveau pensie, umbla să recupereze toți anii lor la Ministerul Muncii sau pe unde trebuia, nu la Ministerul acolo, la Casa de Asigurări, și le făcea și pensie. Și mie asta mi se pare dăruire. Săptămâna trecută, deci lunea trecută, la întâlnire vine o altă doamnă, ca să vedeți. Deci eu... E magie ce se întâmplă în jurul nostru. Vine o doamnă, tot așa, la 70 și ceva de ani, care avea soțul bolnav și de niște ani, dar un an de zile a fost la pat cu Pampers, a trebuit să-l spele, să-i pună Pampers și nu știu ce. O doamnă atâta de luminoasă la față și am zis, dar dumneavoastră sunteți așa de luminoasă și zâmbitoare. Și eu nu pot să stau mult, că mă duc că mă așteaptă soțul meu, care are nevoie de mine, știi? Și atunci am zis, dar ce face soțul dumneavoastră, cum sunteți, dacă ne puteți spune. Și ne-a spus exact aspectele astea, că a avut grijă de soțul ei. Și a zis, de cât timp durează căsnicia dumneavoastră? De peste 50 de ani. No, eu aici văd iubire, aici văd foarte, foarte multă iubire. Și ce am învățat eu, tot din experiența cu școala empirică, într-adevăr, noi vorbim mult, dar în practica de zi cu zi, acolo se vede adevărata iubire. Când vine unul și zice, hai, uite, poți să faci asta. Da. Vine altul, fă asta, trage de tine, tu te duci, adică nu spui nu. Te implici în voluntariat, cu copii, cu persoane în vârstă, cu oameni ai străzii. Mie asta mi se pare extraordinar și la doamnele astea. După aceea, vă mai dau și un alt exemplu, vine altă doamnă acolo. Și spune, a fost la Roma. Atâta mizerie era la Roma. Și îmi spune colega, face, dar e din interiorul dumneavoastră. Știți că e din interiorul dumneavoastră ce vedeți. Adică e o oglindire mizeria pe care ați văzut-o la Roma. Și noi povesteam acolo și noi am fost la Roma. Dar uite, eu personal am văzut mizeria Roma când am fost. Și ne se pare atâta de, nu știu, extraordinar ce experimentăm. Toți ne-am schimbat, domnul Marius. Deci, Ramona este în post cu apă de 9 zile. Mirela este cu contabilitate, acum aș finaliza seminarul care foarte mult ea fiind contabilă și m-a rugat să vă transmit toate cele bune și că, nu știu, chiar se gândea face așa și veni și eu să văd pe domnul Marius. Noi toți facem ce putem, dar câteodată poate că avem așteptări prea mari de la noi și noi ne entuziasmăm și zicem, ce multe putem să facem. Că am intrat într-un binar și mi-a zis, Costel, de ce n-ai mai apărut pe binarii? No. Deci și cu binariile astea eu am experimentat și varianta aia puțin de ego. Că apari în binarii și ai și un ego destul de mare, că tu vorbești în binarii. Dar trebuie să-ți dai voie, adică să-ți fie egal dacă intri în binarii sau dacă nu intri în binarii, important e ce faci tu în rest, ce faci în familia ta. Că eu plecând de la grupul de la Cluj, până m-am întors în familia mea. Și m-am întors în familia mea așa cum n-a fost niciodată, atâta de supusă cum n-a fost niciodată. Și acum am mai zis de curățenie, mâncare, dar mie copiii așa mă solicită. Un copil mănâncă ceva, soțul mănâncă altceva, celălalt copil mănâncă altceva. Deci fiecare, ca să am de lucru, deci și eu fac cu drag. Vine băiatul meu la 10 pe noaptea, mama, faci de mâncare? Și eu spun da. Și mi se pare extraordinar. Deci, și asta m-a ajutat pe mine școala iubirii, să fiu în acceptarea asta. Și sunt foarte multe de povestit, că mie acum nici nu știu câte vin și nu vin, s-au întâmplat foarte multe. Nu știu, cred că noi în tabăra de la București ne-am văzut ultima dată, dar schimbările sunt extraordinare. Eu știu, știți cum am văzut domnul Marius? Noi suntem sus, pe val, după aceea cădem, iar ne ridicăm, iar cădem. Și eu cam așa experimentez, eu personal. Dar am observat că și alții tot la fel ca mine experimentează. Și avem tot felul de experiențe foarte faine. Deci, Bogdan e foarte susținut de Marius, de colegul nostru, care Marius e extraordinar. Deci, știți pe Marius Victor. Da. Și eu mă bucur că îl pune și îl...
nu știu, ca un tată pentru Bogdan, pentru că la un moment dat zice, nu, vine Bogdan și Marius să-i mai spune, uite, acum, pentru că ține cont de părerea lui Marius foarte mult și și Mirela, deci Marius cu Mirela sunt părinții adoptivi cumva lui Bogdan și mie mi se pare extraordinar. Aș vrea, ați putea oare să vă uniți, să vă întâlniți? Le-am întrebat pe doamnele, deci inițial doamna Doina a venit în, în grupul acesta. Ele au cerut să, să fie dimineața acolo, voi, pentru că nu pot să vină seara. Nu pot să vină seara pentru că sunt în vârstă și fiecare au alt program, știi? Da. Seara, ele, adică noi ele le-au au nevoie optiște de susținerea voastră, că sunteți mai mereu, îmi spune doamna da. Da. Și pe Bogdan, dacă îl l-am chemat pe Bogdan. Să vină și eu. Da, l-am chemat pe Bogdan și Bogdan a zis că vine. Formă l-au venit. Acum iar a fost miercuri la întâlnirea cealaltă și am zis, Bogdan, uite, iar te-o solicita doamnele, că doamnele sunt foarte încântate de Bogdan. Și am zis, hai, că o să le vorbești, că vor să te audă. Și a zis că vine. A zis că vine data viitoare, vine și, și vorbește. Le vorbește doamnelor despre învățătura dumneavoastră. O doamnă nu înțelege, așa cum eu vă pun întrebarea dânsei, dacă bărbatul are energie divină, tu cred că știi despre cine vorba, Maria. Te-a povestit... Soție de preot. Soție de preot este doamna. Dacă bărbatul are energie divină, 80%, da? Cum se manifestă energia asta divină? De ce? Ea avea probleme că de ce o corectează? Adică... Domnul era supărat pe doamna dacă vedea o farfurie în chiuvetă. Deci trebuie întrebarea invers. De ce este de ce are femeia orgoliu? De bărbatul ajunge să o corecteze. Da. O corecteze că are orgoliu. Deci imediat îți dai seama că are orgoliu. Dar orgoliu este foarte vast, are multe aspecte. Și sunt unele aspecte care sunt ascunse, adică nu sunt manifestate în viața asta. Sunt de la strămoși, dar sunt acolo. Un fel de ură, de mânie, de furie înăbușită care se manifestă în anumite situații. Și bărbatul vine exact pe alea. Păi poate și nu se recunoaște. Ea nu se recunoaște, nu se recunoaște, dar furia aia se dezvoltă în ea. Se ridică în ea. Sentiment de nedreptate, că este nedreptățită. Exact, ea a făcut tot. Ea a zis, eu fac absolut tot ce zice domnul Marius, că vă ascultă binariile. Tot. Adică a fost în supunere și în asta. Și eu m-am uitat la dânsa și am zis, nu ați fost. Dumneavoastră aveți ego. Nu e totul. Dar de ce am recunoscut domnul Marius? Că era din mine. Vă și zic de ce. Pentru că în momentul în care eu vorbesc, mă trezesc așa că mi se tot amplifică vocea și eu știu că acolo e o putere foarte mare. La fel avea și doamna respectivă. Și am zis, dumneavoastră nu vă dați seama, dar tonalitatea vocii vă trădează. Dumneavoastră aveți ego. Și să știți că face, nu m-am gândit la asta. Eu nu m-am gândit că aș putea să am ego. Și am înțeles că nici nu m-am gândit. Eu până l-am cunoscut pe domnul Marius, eu chiar credeam că-s foarte bine. Deci da, atunci mi-am dat seama după prima tavără că am mare ego. Și să știți că a venit și a doua oară. Deci m-a surprins foarte tare. Deci a venit și a doua oară și vrea să înțeleagă. Pentru că soțul dânsei nu mai stau împreună. Deci el stă într-o parte și doamna în altă parte. Și doamna nu înțelege cu ce a greșit sau de ce... Și mai este o problemă. Dacă are prietene cu care este foarte apropiată de ele, istoria personală a prietenelor se transferă în ea și se manifestă prin bărbatul ei în afară. Deci începe influența. Deci dacă, spre exemplu, vă cunoaște pe dumneavoastră de mai multe ori, v-ați întâlnit, sunteți apropiați într-un anumit mod, pe fundal începe să istoria personală pe care o aveți, începe să o transferați acolo. Cum? Le dau lor? Le dați lor. Adică toate dramele alea se transferă. Deci noi avem o responsabilitate față și de cei din jurul nostru. Pentru că dacă suntem foarte apropiați de ei, începem să influențăm, mai ales femeia, care e forță foarte mare. Deci care e forța femeii? 80% energia asta are emoție. Deci nu e numai energie teluică, energia teluică plus emoție și sentimente. Este foarte emotivă. Păi emoțiile alea au o forță extraordinară. Ea când se supără, bărbatul e lovit în piept aici și nu are cum să scape. Deci el încearcă să se zbată, dar nu poate. E ca o gheară care vine în piept și apare o amărăciune în el, imposibilă, nu știe ce să facă, unde să fugă. Deci ea are forță. E lucru de nimic, o simplă supărare neexprimată. Îl lovește și
încearcă să fugă, să scape. Deci femeia trebuie să știe, este un lucru, discutam chiar în mașină, femeia acesta este un bărbat îmbrăcat în femeie. Iar bărbatul este o femeie îmbrăcată în bărbat. Deci sunt inversați. Deci femeia ar trebui să fie bună și blândă, îngăduitoare ca bărbatul, că are natura, dar e invers. Și bărbatul ar trebui să aibă caracteristicile acestea materialiste ale femeii, dar el este orientat spre cer. Din cauza asta, prin anii 1770 și ceva, Iluminatii, organizația aceea secretă, a avut ideea să creeze comunismul și feminismul ca să poată să deturneze bărbatul, pentru că pericolul cel mai e, își pierd puterea dacă bărbatul deplasează totul spre cer. Deci mulți bărbați care au tendința să construiască o societate orientată spre bunătate, blândețe, nu știu ce, o transformă în rai. Și în cauza asta, pericolul lor, cel mai mare, a fost bărbatul. Au folosit femeia ca să atace bărbatul și să deturneze atenția bărbatului spre materie. Spre a câștiga bani, spre mașini, spre case, spre... și a deturnat sensul, natura lui. Natura lui nu este materia. Dacă vedeți, pe exemplu, când face ceva, face neatent, unor e atent, altor nu e atent, adoarme, nu-i place, e leneș și mai departe. Deci el nu este făcut pentru materie, el este făcut pentru cer. Și femeia tot timpul trage în jos. Fă ceva. Fă ceva. Da. Unde? N-ai câștigat bani, n-ai făcut nimic toată ziua, nu știi în stare nimic. Vreau să, apropo că ai zis mai devreme că și femeie de la femeie preluăm și de la prietenele noastre energia. Întrebarea este, dacă o femeie este pe energie joasă... Modele, preluați modele. Îi poate da ceva rău unei femei cu energie înaltă? Păi poate să-i dea. Poate dobărâ energia ei mai înaltă? Poate să. Că energia înaltă nu este energie înaltă constantă. Nu e tot timpul înaltă. Este uneori... Din momentul acela. În momentul în care o prinde într-o lipsă... Deci, oamenii noi, noi nu putem să fim constanți în energia aceasta. Așa și noi cădem. Când ai căzut, s-a transferat. Da. Și ți le transferă nefiind prezentă. Da, gârlea, doamna gârlea de la... Și îți exprimi sentimentele, chiar mai ales când suntem de familie, soră. Automat te trage, pentru că n-ai cum, ești în pace. Uite, și... deci Valentina Gârlea de la Iași, dacă da, o știți, da, în da, videourile ei, să vă uitați la ele, are vreo două, trei videouri unde explică lucrul acesta. L-am văzut și eu într-un film documentar. Spre exemplu, nu ai voie să lași nici membru al familiei, vărul, frate, să atingă copilul. Când ți-a atins copilul, imediat programele, că nu știi ce programe are fiecare, deci chiar dacă este apără, intră în câmpuri și sparge câmpurile și atunci el se trezește cu niște programe pe care le are de la acela, care se manifestă zeci de ani și în perioada de adult și nu știe de unde. De ce are caracterul acela? Da, pentru că a fost atins și a intrat cu forța în programe. Deci copiii nu sunt, nu e voie să fie atinși. De la fel femeia. Nu are voie bărbatul să o atingă, pentru că bărbatul vine cu o energie mai joasă, mai masculină și femeia are o energie rafinată și vine brutal peste ea și atunci îi sparge câmpurile. Când a îmbrățișat-o, îi crește femeii oxitocina și are loc un act sexual vertical, de la simpla îmbrățișare. În epoca medievală nu se apropiau deloc, se păstrau anumită distanță. Da, cu atât mai mult în timpul sarcinii, dar deloc. În zona nobilimii, nu, când se întâlneau, doar se înclinau și erau un metru, doi între ei. Și după. Deci nu există atingere. Atingerea a fost introdusă de feminist ca o metodă de distrugere a relației între bărbați și femei și a familiei. Nu mai vorbesc de ce se întâmplă în Facebook și toate astea, că sunt de fapt metode de distrugere a familiei. Și acum venim noi în timpurile care le trăim acum, când în familie, cuplu. Că ies discuții, că dacă nu e apropiere, iese taifunul. Care bărbat înțelege, sau pun o întrebare așa, înțelege chestia asta? Pe partener îl putem îmbrățișa, partenerul. Bărbatul, iubitul. Bărbatul? Da. Deci, dar pe cei străini nu se poate. Da, nu. Mă refer în cuplu. Că e același lucru, nu? Adică să ținem cont de chestia asta. Dar lucrurile astea sunt știute de mii de ani. Spre exemplu, da, nu se face masaj.
Femeia nu face masaj la bărbat. N-are voie să facă așa. Și bărbatul la femeie. Fiecare pe sexul lui, pentru că se întrepătrund programele, care ce problema. Și se transferă niște programe, bărbatul de nu știe unde să fuge. Ea devine după aceea agresivă, nu știe de unde a venit și își atacă bărbatul de acasă, de la o simplă privire. Deci nici pe care privirea nu poți să o permiți. În lumea musulmană nu este admis să privești un bărbat străin în ochi. Că imediat se face transferul. Eu am pățit chestia asta și n-am știut. Am fost în Tunisia și am văzut la o distanță, să zic, de 50 de metri, un cuplu foarte frumos și soțul doamnei respectiv a avut impresia că mă uit la soția lui și a făcut o zvârnire din așa și zic, gata, vine spre mine. Și atunci m-am întors privirea în altă parte că mă bate ăsta. N-am știut că deci nu există să faci așa ceva acolo. Da? Este o fel de decență și este normal să se întâmple lucrul ăsta. Dar în lumea musulmană se știe foarte clar că problema este femeia, pentru că orgoliul feminin este ce care distruge. Noi am discutat în mașină că testosteronul la bărbați din 2017 până acum a scăzut puțin cu 10%, deci ajunge la 40%. Da. La 40% și scrie acolo. Nu se știe cauzele. Se știu foarte bine cauzele. 4 bărbați din 5 în Occident sunt feminizați. Sunt feminizați până la nivelul de îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte își fac unghiile, nu știu ce, de sunt transformați complet. Nu te mai poți baza pe ei. Sunt distruși. Dar asta pentru ca să se scadă populația. Deci sunt tehnici de scăderea populației. În lumea musulmană este puțin mai dificil. Îi atacă în alte moduri. Spre exemplu, băncile străine le dau bani antreprenoarelor, femeilor, ca să deschidă o afacere, sunt susținute, deschid o afacere, au succes, după care, căpătând independență financiară, își resping bărbații și despart familia. Deci o altă modalitate. Deci toate trebuie să înțelegi că toate strategiile care se gândesc la nivel mondial, din partea stăpânirii spre noi, sunt strategii de scădere a populației. Niciuna nu este de altfel. Inclusiv, spre exemplu, mănânci de 3 ori pe zi. Asta este o strategie de scădere a populației. Dulciuri sunt altă strategie. Dădea Marian exemplu cu casava. Au inventat ceva dulce, nu știu ce substanță este asta, pentru Africa și a nenorocit pe ea, a început să bată între ei. L-am găsit și la Cluj. Da? Pâine de casava. Da? Am luat-o din greșeală când uitase. Și după aia când am întrebat, aia nu-i bună, că aia e... Da, și mi-am amintit din vinare, casava e pentru... Da, și... Dar în viitor apropiat vor supraviețui acele civilizații sau societăți în care femeia este scăzută. Pe exemplu, în câțiva ani de zile, Occidentul va fi musulman. Deja, spre exemplu, în Anglia am înțeles că sunt 14 primari care sunt musulmani, inclusiv Londra. Și încet cu încet fenomenul se răspândește peste tot. Dacă acum 2-3 ani de zile la vot 45% în Franța erau musulmani, deci cu drept de vot, cred că în 5 ani de zile o să fie 60% cu drept câștig, adică majoritar. Și din cauza aceasta, cum să zic eu, militarii care nu mai sunt în câmpul... nu sunt în serviciu, adică rezerviștii au amenințat că dacă se întâmple rocada respectivă, va fi război civil. Dar ei sunt majoritari, pentru că ei fac minim 8 copii. Da. Și sunt majoritari. Deci ei trăiesc numai din alocație. Nu muncesc. Și au cultura lor. Nu este că ca motiv s-a dat că ei vor fi asimilați de cultura occidentală. Nu sunt asimilați. Au cultura lor, au... cum să zic eu, cartierele lor sunt închise, nu se poate ajunge acolo. Și-o păstrează normal și este firesc. Deci, noi să ne pregătim, putem să începem de acum să învățăm araba. Și chinezii? Și chinezii au... ce faci? Chinezii, da, iau un nivel de trai acum mai ridicat. Nu au nevoie să se miște. Spre noi, spre exemplu, în București e plin de indieni, pakistanezi, da, din Bangladesh, peste tot. Și Inclus. Inclus. Dar în ultimul an foarte... 800 de mii au intrat, da, anul trecut. 800 de mii.
Foarte mult. Cel puțin pe stradă, curierii ăștia care duc mâncarea sau așa, toți curier, pe șantier, sau pe la șantier, drumuri, la, da. Puncile astea care noi nu le mai facem, nu vrem să le mai facem. Bune, și, spuneți mai devreme că unele programe sunt moștenite și, de exemplu, noi ne trezim, pentru că și mie mi se întâmplă de multe ori și am constatat, că simt așa în mine o anumită înverșunare, o stare de furie, dar instant mi se activează, adică îs foarte bine și ceva mi-o activează și parcă nu e din viața asta, nu știu cum să vă spun. Și atunci eu stau și mă gândesc de unde îi. Și m-am dus în spate până în copilăria mică și mi-am dat seama că am venit cu anumite aspecte, inclusiv cu ego am venit dintr-o altă viață. Adică am venit, așa simt, și până m-am mai uitat pe neam. Și programele astea de neam, adică noi le tot preluăm sau și putem în momentul în care noi înțelegem și suntem așa cum trebuie să ștergem ele? Păi se șterg numai prin supunere, adică prin sujirea celuilalt. Deci când te pui pe poziție secundară, atunci începe ștergerea. Dar poți? Mult. Am întrebarea asta. De ce au venit acum și au ieșit la suprafață, în perioada asta, a noastră, că suntem cam de aceeași vârstă toate, de ce a ieșit acum? Că noi putem, că noi... Tot timpul se întâmplă lucrul ăsta în viața fiecărui om. Da, dar acum a luat o amploare, se vede clar că se extinde și că S-a dezvoltat înțelegerea. Și înțelegerea aceasta ne-a făcut să vedem lucrurile acestea. Înainte nu le vedeam și nu găseam o soluție pentru el, doar le suportam. Okay, dar acum începem să vedem. În momentul în care le vezi, începe schimbarea situației de viață. Da, pentru că îți pui întrebări, deja le conștientizezi. Dacă le conștientizezi, se șterg. Da. Dacă s-a ajuns să conștientizezi, trebuie să slujești oamenii, că trebuie ego-ul ăla să fie scăzut ca să înainteze Divinul. Divinul înaintează imediat când ego-ul scăzut. Și garanția este numai slujirea. Când mereu dau exemplu cu doamna aceea de la Spitalul Funder, care avea cancer, a zis, îmi pare rău că am ajuns în situația asta pentru că am slujit prea puțin oamenii. Deci e vorba de comportament, ne este ascuns. Deci noi mișcăm prin comportament energie colosal. Inclusiv am dat exemplu și Maria știe cu poziția secundară a femeii, că fratele ei dormea în pat și a dormit jos. Da. A făcut schimbarea aceasta energetică și fratele ei a primit și de serviciu. I-a făcut și operație pe gratis, fără buletin. Și medicul cel mai bun. Și... Da, deci e o problemă de energie. Și am văzut, pe exemplu, în Tunisia, bărbatul cu partea masculină dintre copii, deci cu fiii, mergea în față, femeia cu partea feminină, cu fetele, mergea în spate. Acest raport continuu îl împuternicește pe el și îl face să aibă succes în viață. Noi nu știm că ne este ascuns chestia asta, pentru că feminismul nu vrea să știm că în momentul în care femeia se supune, de fapt dă energie bărbatului și bărbatul reușește în viață. Atât trebuie să faci, să dai prioritate. Nu e mult. Este foarte simplu. Că asta înseamnă iubire, să-i dai prioritate. Și când îi dai prioritate, el va reuși să aduce luna de pe cer, schimbă tot. Eu știu și am mai observat... La mine, la firmă, la un moment dat, dumneavoastră mi-ați spus, pune pe cineva și doar verific, că mi-ați spus în urmă cu un an. Și asta am făcut. Deci am lăsat totuși, am trei băieți, mi s-au întors doi băieți care au plecat înainte cu, cam în perioada pandemiei, după pandemie, băieți tineri. Și acum aveam nevoie de persoană, l-am dat anunț în ziar și m-am gândit, ca să vedeți puterea gândului, că într-adevăr e foarte importantă, și în momentul în care am dat anunțul, am zis, ce bine ar fi să vină un băiat ca și am spus numele băiatului respectiv, au venit amândoi înapoi. Și vreau să vă spun că e o armonie extraordinară, de a lăsa pe băieți să decidă. Deci eu vin și spun, uite, avem nevoie de filtre și spun, voi vă ocupați și căutați și îmi spuneți tot ce aveți nevoie. Și niciodată n-am spus nu la tot ce au nevoie, nu mi se mai strică cuptoarele, totul funcționează foarte bine. Sigur. Eu când mă duc acolo zic, dar nici nu știu de ce mai vin, că tot aici așa de bine funcționează, eu când veneam aici nu funcționează așa de bine. Și eu în perioada asta gătesc, fac curățenie acasă, deci am schimbat cumva și extraordinar. De înainte n-aș fi făcut asta, pentru că eu acolo mă regăseam în muncă. Adică eu munceam de dimineața până noaptea. Și acum mie schimbarea asta iară mi se pare și asta e datorită învățăturilor. Doar că noi, din ce am observat, nu trecem de azi pe mâine. Ok, am înțeles învățătura lui domnul Marius și de azi pe mâine. Că de câte ori am zis eu acum sunt în iubire, testele le-am picat pe toate. Și am mai mărturisit aici în școală iubirii aspectele astea. Și la fel, acum nici nu mi-a mai permit. Îmi zice, nu mai zice, nu, îi facem ce putem. Dar ce e bine e că noi acolo ne susținem, știți?
Și vede, perspectiva Mirelei e așa, a mea e așa, lui Marius e așa, lui Iacob e așa. Și noi stăm așa și ne minunăm și noi ce soluții ne vin prin ceilalți. Sau cum ne oglindim în ceilalți. Și apropo, că ziceați dumneavoastră că vine la școala iubirii cine trebuie, eu am observat la grupul acesta. Când a fost solicitată de doamna, la început eram 3 persoane. Era doamna Doina, care ar scrie de la fiecare binar pe care îl ascultă, își scrie ceea ce a simțit dânsa. Și are un caiet în care scrie. Și noi când ne întâlnim, doamna citește din caietul respectiv și citește câte o frază și pun mă toată lumea, dar știi ce de folos îi? Adică nici nu știi la cine îi folosește fraza respectivă, că nu e întâmplător că citește ceva anume. Și am mers așa, de 2-3 ori au fost 3-4 persoane și până am văzut. Ultima dată erau peste 10 persoane, deci lunea trecută, la doamnele acestea care sunt în pensie și care se ocupă de învățătura asta și mi se pare extraordinar, deci la vârsta de pensionare stai și fiecare are copil, are soț sau poate că soțul a plecat, dar au întrebarea asta, uite, eu am greșit, ascult în binarii, cum pot să corectez? Și de multe ori îmi dau seama că noi, personal, nu ne dăm seama că avem ego. Adică mai degrabă dacă eu vorbesc, își dă seama doamna Maria că eu am ego, decât îmi dau eu seama că am ego. Și asta e extraordinar. Bine, noi acum ne vedem mult mai bine în momentul în care discutăm. O altă întrebare aș vrea să vă pun, raportat la faptul că la constelații, de exemplu, că se fac pentru vindecarea aceasta a neamului, știți, grupurile acelea de constelații. Cât de tare ne influențează energia aceea din constelații? Nimic. E zero. E zero. Da. E făcută pentru distrugerea relației cu Dumnezeu. Deci tot în New Age a fost construit pe eu pe primul plan. Vedeți că ieri a intrat o emisiune cu Simona și cu Marian în care am discutat despre diavol, ce este diavol. Am dat niște filmulețe acolo și apare într-un filmuleț, am pus doar câteva, sub un minut, dar filmul are 12 minute, îl traducem pe toți și o să-l discutăm. Vine unul cu o mască pe față ca de diavol, ia cineva interviu și îl întreabă și ce este diavol. Și el își deschide haina, de aici avea un tricou și scria acolo într-o engleză veche, sunt eu pe primul plan. Deci eu binele meu pe primul plan este diavolul. Și dacă te gândești, după aceea am dat de pe YouTube o altă doamnă care explica lucrurile acestea cu Manson, nu știu cum, un artist satanist de prin anii Marilyn Manson. Și care explică toată societatea omenească este orientată spre binele propriu, dar ăla e diavolul. Și poc, a distrus tot. Deci era 3 secunde. În 3 secunde a distrus tot. Înseamnă că diavolul în fiecare este o filozofie de diabolizare a omenirii. Omenirea funcționează ca o ființă întunecată. Da. Nu funcționează ca o ființă cerească. Ființa cerească nu are nevoie să adune, să câștige. Uite, este ca George. Da. Eu am zis la George că e singura persoană, eu și din colegii din școala iubirii, eu pe care de când l-am cunoscut, eu pe el am văzut în lăsare totală de sine. Adică, așa cum am ieșit afară și am zis, ce liniște este și el o conține, cumva, știți? Da. Și mie mi se pare extraordinar asta, dar foarte puțin, să renunți la tot și să trăiești așa cum trăiești de George, eu nu știu câți din noi pot să facă lucrul exact. Ăsta. L-am întrebat și te duci la Cluj, dar mă duc atunci la oglinzi. Da. Și cu ce te duci? Păi nu știu, mă duc să mă ia poate o mașină. Și cum faci? Nu fac nimic, stau și aștept. Deci are toată siguranța că Divinul o să-l ajute. Yeah. Și te ajută cu atât mai mult cu cât te lași mai tare. No. Deci dacă ai o frică că vai de mine, e seară și nu mă ajută, atunci nu te ajută. Da. Dar sunt unele chestii, se întâmplă, de ce nu știam de școala iubirii. Când am divorțat, eu am acceptat tot. Nu știam unde mă duc cu 3 copii. Eram cu o mașină, cu 3 copii și hainele de pe noi. Și nu am avut nicio teamă. Deci atunci nu știam, dar vedeți că sunt chestii care trebuie natural. Apoi în mod natural. Da. Și am venit, la sos nu i-am cerut nimic. I-am zis, nu-mi trebuie nimic, nimic. Și el tot insista, cum, nu vrei nimic? Nu vreau nimica. Și mi-a luat apartamentul, mi l-a trecut pe nume. Eu după aia, cu învățătorul, mi-am dat seama ce chestie e să nu cer nimica. Și el zice, nu, cum nu vrei nimica? Nu vreau nimic.
nimic, chiar nimic. Uite, exact cum a pățit și familia. Și am mers la un notar și acolo văd că îmi trece numele pe apartamentul și pe numele meu. Se vezi? Și am intrat, cine, deci copii. Ce poveste ai cu nimicul? Sunt vreo nimic tu? Da. Și am, mi-a luat a mea, stăteam și mă gândeam, zic, bă, el nu dădea una coață cu un scop, adică cum îmi ia pe numele meu, dar... În fine, ne-am luat apartamentul, ne-am mutat în apartament, n-aveam geam, n-aveam perdele, n-aveam nimic, nimic, dormeam pe jos. Și asta zic eu, chestia, când divinul e cu tine, nu știu, eu am experimentat-o și zic, cu trei copii și toate lucrurile vin, pur și simplu vin. Și nu mi-am pus probleme, s-a dus cea mare la arhitectură și cu ce s-o țin? Vai, bani aia, unde stă, unde nu știu ce, eu nu mi-am pus problema asta. Am sunat tu iei dosarul, duci la Sibiu, asta e, tu ți-ai dorit arhitectură, du-te acolo cu vedea Dumnezeu ce face. Și a intrat, a intrat și cu bursă, a intrat, acum mai merge trei la București, n-am nicio teamă că ce face, ce... Nu, zic, divinul le-a așezat 9 ani de zile, eu mai fac probleme acum, după 9 ani, ce fac? Și asta zic, că e adevărat, să te lași, să nu-ți spui ce faci. Unde te angajezi, ce faci, lasă-le că... Hai să vedem ce povestește prietenul nostru în situația asta, ce s-a întâmplat. Da, este interesant că atunci când te lași, îi faci loc lui Dumnezeu și atunci El trăiește, nu mai trăiești tu. Dar pentru asta trebuie să ai încredere în El, trebuie să ai credință în El că totul va fi bine. Și trebuie să ai aceeași credință în El și dacă totul nu va fi bine. Adică asta înseamnă să te lași, să nu ai așteptări. Deci această lăsare de sine nu trebuie să aibă nicio așteptare și niciun scop. De ce? Pentru că Dumnezeu este în noi. Și El din noi ne vede. Adică El știe când ne lăsăm și știe când ne prefacem că ne lăsăm. Da? Și atunci când într-adevăr nu mai vrei nimic, da? Deci eu, de exemplu, am experimentat, de exemplu, la servici, eu n-am mai vrut de mâncare. Efectiv, n-am mai vrut. Nu că n-am mai vrut ca să fac vreun test sau ceva, n-am mai vrut să mai mănânc. Și atunci divinul vine din față și mi-au dat colegi. I-am refuzat și pe ei. Când i-am refuzat și pe ei, mi-au dat clienții. Deci, oricum o dai, atunci când te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, El va avea grijă de tine, dar pentru asta îți trebuie credință. Credința ce înseamnă? Abandonul de sine. Aia e credința adevărată. Când te abandonezi total. Și dar situațiile de viață se schimbă. Dar nu știu, adică se pot schimba? Eu nu înțelegeam atunci că eram oricum, eram pe val, bătea vânt, oricum eu nu știam nici a cui sunt, nici cum mă cheamă eu în situația dar aia. Dar nici nu trebuie să știi, pentru că știe El. Pentru că El trăiește situația ta. Da, dar eu n-aș putea acum să zic că e cineva în situația mea. Eu spun că am făcut așa. Dar nu am fost eu. Eu s-a văzut clar că era tocmai o putere divină. Da. Eu n-aș mai putea să mai zic la o femeie cu trei copii, tu ia-o și du-te cât vezi cu ochii. Nu știu dacă va fi la nu fel. Se aplică. Da, deci da. Aici e problema noastră. Învățătura pe care o luăm din școala iubirii se referă la persoană, la persoana ta, la sufletul tău, care s-a identificat cu învățătura și nici de cum la celălalt. Da. Deci în niciun caz, pentru că noi toți suntem diferiți și nu suntem la fel și tocmai că nu suntem la fel, nu putem avea aceleași situații de viață. Noi putem să ne oglindim, putem să învățăm unii de la alții, dar nu se va potrivi. Nu se potrivește. Deci situația ta cu trei copii, acolo, într-adevăr, a fost Dumnezeu și este în continuare același Dumnezeu, dar atunci El a fost, El a creat situațiile de viață să fie totul, pentru că El pe El se protejează. El pe El suferă și El pe El... Toată lumea plângea în jurul meu când mă vedea cu trei, cea mică avea 3 ani și 12 și 14 ani, toată lumea plângea și zice, dar ce aveți de plângeți? Eu ziceam, dar ce vedeți voi grav în asta? Adică eu nu vedeam că... Da, băi, nu știi ce te așteaptă, ca să vezi tu. Și eu nu vedeam nimic că s-ar putea întâmpla ceva. Păi astea sunt programele lumii. De ce? Pentru că noi am fost învățați să ne agățăm de bunăstare. Știi? Da.
Adică noi credem că bunăstarea, materia, ne oferă siguranță. Dar ea nu ne oferă siguranță. Noi când ne ducem spre ea, ea atunci, pentru că o dorim cu un ego, ea nu vrea să întărească un ego. Și atunci ne desprinde și ne aduce suferință. Această așteptare a siguranței, știi? Adică îmi pun bani deoparte, mă bazez pe ei că va fi bine. Păi tu banii ăia poți să-i pierzi într-o zi sau într-o oră. Bă, nu știu cum. Mai spune și atunci ce faci? Înainte de a pleca, aveam și eu niște bănuți adunați de la avocația copiilor. Mm-hmm. Cât era? 24 de lei era acum 9 ani când am plecat. Și pusese și aveam și eu 1200. Și vine fostul soț și întreabă pe fete, zice, bă, numai că ta n-are niște bani pe acolo, nu știu, și ele știa cu eu de acolo pentru ele, să le dau la școală din semne și aia. Zice, băi, are mami acolo niște bani. Deci eu când am plecat, și pe banii aia, deci eu nu mai rămăsesem nici cu aia. Pentru mine era acolo, să am și eu de autobuz sau să am și eu de... Deci eu am rămas și fără aia, vă dați seama, zero. Am plecat fără nimic. Da, da, pe... da, cu Dumnezeu. Da, și asta a fost, deci, stea și mă dea, și chiar ziceam, Doamne, dar eu am meritat așa ceva, eu eram în capul meu, cum? Veneam acasă, unchiul venea cu pâinea scoasă din cuptor, sora mea venea cu nu știu ce, vecinii nu știu care venea cu nu știu ce, și la mine masa e, dacă veniți la mine de bara, eu nu fac murături, nu pun compoturi, în căsătorie am făcut de toate, acum nu fac nimica, de bara e plină la mine. Gândiți că vă dau de toate, dulceață de cireșe amare, tot ce vreți, la mine e plin. Toată lumea trimite. Da. Da. E normal. Adică e firesc, eu înțeleg lucrurile astea. Pentru că abandonarea de sine înseamnă prezența lui Dumnezeu. Da. Când te lași și când nu te aștepți, adică da. Îl lași pe el să-ți creeze situația de viață. Dar noi am fost programați să ne facem noi situațiile de viață. Adică cu cât vinde mai mult, cu cât profit mai mare, cu... și atunci ne facem planuri, ne facem socoteli. Ego-ul își face socoteli acolo. Da, și... Tocmai divinul atunci vine, divinul și vine pe invers și... Exact. Și pe când te aștepți tu să faci afacerea aia mai profitabilă, nu-ți iese sau îți iese cu greu. Sau poți să câștigi, cum zice învățătura, acei bani cu multă energie pe care o consumi, dar satisfacția la sfârșit va fi de scurtă durată. Adică lucrurile nu țin. Acea mulțumire nu ține. În schimb, când vine de la divin, nu mai faci nimic, vine totul și tu doar primești, doar accepti. Și ce vine mai și rămâne. Cămara plină, cum ar veni. Da. Înțelegi? Adică fără efort. Da. Deci după ce am venit de la peștera, zic, hai să pun în aplicare și eu. Și venise, eu lucrez ca și ospătar, și veni la muncă că ne ia 10% din bașișul care ne-l oferă clienții. Bineînțeles, pe acceptare. A, da, e foarte bine. Așa, na, statul a hotărât, dau. Bineînțeles, trebuia să învățăm ceva pe calculator, cum să ne ducem. Niciun coleg nu voia statul și începuseră toți să comenteze, să... Eu de fiecare dată, cu nota, am scos-o corect, mă duceam la client, așa. Eu din clipa aia, toți clienții, toate notele, nu exista notă să nu-mi lase. Și atunci zic, păi, uite ce înseamnă acceptarea. Adică, ce 10%? Adică eu dacă câștig 10 lei și dau un leu la stat, eu câștig 9. Adică care e? Nu. Și vă zic că chiar ziceam la colegi, nici acum nu vor țin, cum să dau eu la stat? Bă, treci, dacă nu e nicio problemă, că ai și îți rămâne și ție. Da, este super să... Și multe chestii, adică fiind în domeniul ăsta, într-adevăr, și de slujire. Unde mă pune șeful acolo? A, vrei să freci o oală? Eu sunt. Vrei să speli vase? Eu spăl. Și toate chestiile vine divinul pe dedesubt și rezolvă mult mai mult decât că nu mă duc, într-adevăr, să fac un ban când mă trimite sau... Nu! E natural de la mine. Și atunci nu mă vezi că șeful m-a mai pus la salariu nu știu ce sau chestii din astea se întâmplă. Asta înseamnă să n-ai un scop, să urmărești ceva pentru ego. Știi, ca să-ți cauți bunăstare. Noi trebuie să nu ne căutăm bunăstare. Da, dar vedeți, astea sunt naturale pentru că eu le-am de când m-am născut cu lucrul ăsta. Adică eu, dacă că tu dai de greu, eu sunt acolo. Adică e ceva, una e să le înveți acum, să le introduci la tine. Eu cu siguranță este greu
să cineva să, dar când vin natural, nu zic că am și eu ale mele și mi le văd și lucrez cu ele și să vede cât de multă muncă este ca să le integrez în tine. Dar când sunt natural, e foarte ușor. Așa că e greu să spun la cineva, fă și tu ca mine. Pe tocmai că noi nu avem treabă cu celălalt. Da. Aici trebuie să fim atenți. Totdeauna învățătura se aplică la noi. Adică nu la celălalt. Da. Ne schimbăm noi și Dumnezeu va schimba realitatea noastră. Și îl va schimba și pe celălalt. Stai liniștit, adică nu îți face griji. Fii tu cum trebuie, așa zice învățătura. Fii tu cum trebuie și apoi Divinul va lua forma în exterior, forma ta interioară, înțelegi? Dar noi ne grăbim, credem că, uite, oh, ce bucurie, că uite cum lucrează învățătura și mergem repede să-i o spunem și celuilalt. Păi atunci îl atacăm pe Divin. Pentru că celălalt trebuie să fie așa cum vrea el, nu cum ni-l zugrăvim noi în cap să fie. Că noi am vrea să fie cum vrem noi, cum ne place nouă, dar ăla e ego-ul. Înțelegi? Deci niciodată învățătura nu trebuie spusă la celălalt sau impusă sau... A, dacă vine din față și-și cere, mă, tu aici cum ai face? Tu ce recomanzi? Tu cum zici? Tu ce ai face? Atunci da, pentru că Divinul vine și te întreabă. Înțelegi? Dar tu să te apuci și să zici, uite, așa trebuie făcut, îi faci și desene, na, n-ai să vezi. Ăla e ego și îți va face pe invers. Înțelegi? Adică nu vei avea rezultate. Deci învățătura lui Marius dă rezultate doar când o aplici la tine, nu la celălalt. Nu are valabilitate pentru celălalt. Pentru că celălalt e Divinul și el va veni la vreme potrivită în fața învățătorii. Se va oglindi cu cineva dintre noi și atunci va înțelege. Prin oglindire el va înțelege că el se... Când te oglindește, îți arată interiorul lui, știi? Și culmea, și tu îi le arăți. Dar nu întotdeauna oglinda este valabilă. Înțelegi? Adică dacă vezi că unul vine tot timpul și tu nu ai critică asupra lui, dar el vine tot timpul cu critică, nu înseamnă că totdeauna tu ești cu această critică, înțelegi? Că tu dacă faci lăsare de sine, adică el vine te critică, tu te lași, nu ripostezi. Că dacă ai ripostat, înseamnă că nu te-ai lăsat, nu? Și îl accepți, și tai din gură, și suporți, și așa, și el vine în continuare, nu înseamnă că vine totul de la tine. Înseamnă că și el are o problemă și urmează ca tu, care te lași, să devii o oglindă pentru el, dacă el nu înțelege, pentru că ce se întâmplă? Tu, când nu ripostezi, îl dezarmezi pe atacant. Când nu arunci și tu cu piatra, înțelegi, el dă o dată, de două ori, de trei, și tu stai așa și... Mai mult dă-i de... Ăla la un moment dat zice, bă, ceva nu e în regulă cu ăsta. Stai așa, e mort sau ce se întâmplă cu el, știi? Atunci el, tu devii o oglindă pentru el și atunci tu începi să-l schimbi pe el prin non-reacția ta. Înțelegi? Deci de-aia nu e vorba niciodată de celălalt și totdeauna e vorba despre tine în discuția asta. Deci noi să nu avem așteptări că dacă ne schimbăm noi, automat trebuie să se schimbe și celălalt. Nu! Celălalt tocmai trebuie să rămână așa ca să ne arate nouă cum suntem pe interior, adică să vedem dacă mai avem de lucru la noi. Că noi când nu vom mai avea și să închide de tot, nici ăla nu se mai dea cu bolova. Știi? Pentru că ăla atunci o să vadă, bă, ceva nu e regulă cu ăsta, adică ce fac? Cât să dau cu pietre în el, știi? Da. Da, eu vreau să mă întreb dacă omul este în divin. Eu am observat la persoane care sunt foarte liniștite, care conțin liniștea. Nu poți să mergi cu ego înspre ele. Oricât de mult ai vrea și oricât de mult ego ai tu. Deci mie mi s-a întâmplat foarte clar. Asta mi s-a întâmplat cu colegul nostru, George. Și afară când așa aud liniștea, îi liniște și el zice, eu o conțin. Dar el o conține de adevărat în ea. Și eu am înțeles un alt aspect, tot când am cunoscut pe George, că de fapt ne corectăm prin blândețe foarte bine. Dacă vrem să corectăm pe celălalt cu ego, nu avem nicio șansă. Deci nu funcționează. Pe asta spuneam. Ai ego, nu funcționează, da. Nu ai treabă cu celălalt niciodată. Exact. Acolo e Dumnezeu. Și punct. Ai pus punct
s-a terminat discuția. N-ai pus punct și începi să-l zugrăvești tu cum vrei, cu mintea ta, cum ar trebui să fie, atunci începi să pierzi. Din momentul ăla ai început să pierzi. Pentru că e dreptatea ta, adevărul tău, părerea ta, învățătura ta. Dumnezeu nu are nicio problemă cu învățătura ta. Învățătura ta e a ta. Aplică-o la tine. Poți să faci lucrul ăsta. Adică poți să-ți vezi de treaba ta. Dacă poți să-ți vezi de treaba ta, ai tras lotul câștigător. Dacă nu, vezi și de treaba celorlalți și atunci vei vedea cum vine divinul. Că îți va veni pe invers. Exact. Tocmai ca tu să-l lași în pace. Pentru că iubirea asta înseamnă. Așa e. Să-l lași pe celălalt în pace. Uite, vreau să mărturisesc ceva. Săptămânile trecute am avut la Școala Iubirii Cluj câteva săptămâni la rând, am avut ce vor bărbații și să vorbească colegii noștri bărbați. Și la un moment dat îl întrebam pe un băiat care a fost chiar în primele binarii când am început în Școala Iubirii și am zis, pentru tine ce vor bărbații? Să fie lăsați în pace. Pentru mine e foarte simplu să fiu lăsat în pace. Nu vreau nimic. Nu vreau nimic. Da. Și mie mi s-a părut extraordinar. Deci da, foarte întotdeauna, nu întotdeauna bărbații, noi bărbații vrem să ne lăsați în pace. Da. Noi ne referim de pacea, de pacea mentală, de pacea, de liniștea sufletească, adică ne referim la cicăleala aia, da. Știi, da. La care voi femeile vă pricepeți foarte bine, știi? Adică, de exemplu, bărbatul când vine acasă, vrea să mănânce și el liniștit ciorba. Dacă tu îi pui cea mai simplă întrebare, tu cu gândul că îi pui o simplă întrebare, cum a fost iubitule la servici, tu deja l-ai atacat. Da. Păi ce contează cum a fost la servici? Ce poate să fie la servici? Cum poate să fie la servici? Pe și pe copilul meu îl deranjează dacă îi pun mâncarea și îmi vine mie câte o întrebare din asta și deja văd că am și schimbat starea. Da. Și eu m-am învățat acum, dar mi-au trebuit niște exerciții ale mele cu copilul să-mi dau seama că eu trebuie să tac. Dacă vrea să afli tu cum a fost la servici, vine el și spune cum a fost la servici. Nu te îngrijora. Și chiar îți dă și detalii. Și atunci, da, poți să-l asculți, poți să-l susții, poți să-l înțelegi. Dar dacă tu apuci, tu vii cu lista în față la el, cu chestionarul și ai acolo răspuns A, B, C. Că acum femeia mai are o taină, că are grila și dacă tu n-ai bifat, adică tu n-ai răspuns pe nivelul ei, adică ai greșit pătrățica, păi mai vin alte 3-4 întrebări. Păi de ce n-a fost așa? Păi n-am vorbit ca așa, păi n-ai zis ca așa, înțelegi? Acea cicăleală înseamnă... cum îi zicem noi, atac la divin. Da, se spune că într-o relație femeia nu trebuie să pună nicio întrebare. Ia uzi, ce vreți voi bărbații? Na, uite, să nu pună femeia nicio întrebare. Păi poate? Păi eu vă spun eu din căsătorie, pentru că nu sunt... Așa sunt natural. Nu controlez bărbatul, nu-l întreb. Nu spun hai acasă, da de ce ai băut, da de ce. Și pleca, câteodată încearcă, ies și eu cu băieții la o bere. Bine, a plecat cu băieții la bere, toate femeile la băieții, bărbații ceilalți, sunau, hai acasă, hai nu știu ce, copilul plânge, aia. Așa, după aia una venea și stătea acolo să vadă ce face, alta nu știu ce. Și se trezește al meu, doar îi ziceam, dacă bei și vei pleca cu mașina, lași mașina acolo unde e și nu te urci la volan băut. Aveam temerea, cred că a mea era, pentru că i s-a întâmplat și a luat carnetul de nenumărate ori și mă solicita pe mine. Și îmi vine odată acasă și îmi zice, băi Agri, toate femeile au venit acolo, toate au sunat. Tu nu mă suni să mă întreb dacă mi-e bine, dacă am băut, dacă mi-e rău. Și ai zis, băi, eu consider că tu atâta timp cât te-ai dus cu băieții, nu are niciun rost să sun eu ce faci dacă ești bine. Nu, te-ai dus... să vorbești, nu să te cicălesc eu. Aici cum e chestia asta? Că el avea așteptarea aia, păi cum, toate femeile, numai tu, pe tine nu te interesează. Păi cum să fie chestia asta? Chestia asta, uite, faptul că i-ai spus, doar că i-ai spus că nu e bine să se urce, păi tu crezi că un bărbat nu știe că nu e bine să urce la volan dacă bea? Așa, după părerea ta. Da. Păi crezi că nu știe? Și totuși să urca. Nu contează. Da. Te-a asumat? Nu, nu contează. Deci el s-a urcat? Că tu îl puneai. Avea poziția pentru că divină. Pentru că tu ziceai să nu facă și divinul face totdeauna pe invers. Invers.
Și ia și permisul și îi dă și amendă și bine că n-a dat peste cineva. De toate, de toate a făcut. Exact. Dar asta pentru că tu aveai o pretenție. Deci... Era o temere mai mult, o temere pentru că el aducea, eu am stat acasă, eu nu am lucrat. El aducea bani și era temerea mea că ea care... Era atașamentul de material și după aia ce te faci? Nu, adică nu era vorba despre mine. Dar bineînțeles, și pentru copii, este copii. Deci asta e standardul ăsta. Asta e tipic, așa. Dar după aia când am mai plecat, nu am avut nicio problemă că vai copilul. Nu, atunci n-am mai avut. Dar atunci așa am zis, băi... Da, păi asta e... La noi asta a fost programarea mamei. Adică să poți să-L ucizi pe Dumnezeu, arunci pe copil, da, înțelegi? Da. Tu nu te interesezi de copii, ție nu-ți pasă și uite eu cât te fac și eu cât te... Adică cum nu-i pasă? Voi credeți că bărbații, chiar tații de copii, nu-și iubesc copiii? Păi gândiți-vă că ei au 80% energie, au iubire divină în ei. Deci ei poate iubesc de 5 ori mai mult ca voi. Faptul că nu se manifestă, da. Faptul că nu se exteriorizează, faptul că nu vă spune verde în față, faptul că nu se comportă ca voi, da? Nu înseamnă că ei nu iubesc. Iubesc mai mult decât femeia. Da, și o intensitate foarte mare. Da, atâta de mi-am dat seama după aia, atâta femeia, timp când m-a lăsat și mi-a dat copiie, mi-a dat seama, el m-a iubit cel mai mult, că mi-a dat copiii și nu ne-am judecat și n-am tras de copii. Și nu, după aia am realizat acum că zic că soțul meu pe mine m-a iubit cel mai mult. El și-a salvat sufletul atunci. Da. El în momentul ăla, el nu s-a dus spre materie, el a zis, vrei tu, femeie, și copiii, și materia, ia tu tot să fii bine, eu am nevoie de liniște. Da. Deși el avea nevoie și de nevastă, de nevastă, de soție. Dar cu soția siguranță. Nu-l mai iubea. Adică tu nu-l mai iubeai. Cu siguranță erau chestiile astea, că nu-mi doream. Așa s-a întâmplat lucrurile astea, că era geluzia care mă punea pe mine în situații. Dar când am plecat, mi-am dat seama că el a luat copiii, mi-a dat fără discuție și... Deci asta înseamnă iubire, el a cedat tot. Da, el a cedat copiii, a cedat casa, a cedat... Ce mai vrei? A cedat tot. Deci, vezi, asta înseamnă bărbatul. Da. Bărbatul, el tot timpul iubește. Faptul că nu este așa emoțional sau emotiv ca femeia sau nu se manifestă așa cu vocație, asta nu înseamnă că el nu iubește, din contră, el iubește enorm de mult. Și femeia, și copiii. Deci bărbatul chiar iubește și chiar se dăruiește. Dacă femeia ar putea să iubească pe jumătate cât iubește un bărbat cu adevărat, ar fi miracol, ar fi minune. Dar ea, fiind materia, fiind pământul, ea vrea. Vrea și bani, vrea și soțul, vrea să pună bifele alea, toate. Și cum bărbatul a călcat, a pus într-o seară bifa strâmb, femeia nu mai e bună de nimic. Și începe și-l atacă. Dar l-atacă pe Dumnezeu. Și nu-și dă seama. Ea zice că copiii trebuie, că mâncarea, că frigiderul trebuie să stea în priză tot timpul. Înțeles? Sau ce știu, și fonierul să fie cum trebuie. Și... Dar pe bărbat nu-l interesează nimic din lucrurile astea. El vrea liniște și vrea o soție fericită. Poate să fie soția fericită dacă îl critică și îl acuză? Pentru o simplă greșeală, femeia anulează celelalte 10 de dinainte bune daruri primite din partea bărbatului. Le anulează, le și uită câte a făcut pentru ea, da, numai pasă. Pentru faptul că aici a călcat. Deci ea te atacă imediat. Deci tu cum te-ai întors un pic cu spatele, cum ea a venit și te-a atacat pe la spate și înțelegi? Adică nu te lasă. Ea n-are îngăduință, ea are logică. Ea vrea să aibă dreptate, ea să fie cum trebuie. Ea nu-și dă seama, eu am observat că ea nu-și dă seama. Nu-și dă seama, era o soție cu soțul la masă la noi. Și acum sunt atentă foarte mult la tot ce este în jurul meu. Și ea și-a comandat ceva de băut, că nu conducea, el și-a comandat o apă minerală, la care soția îi spune... Păi ia plată ca să beau și eu, la care foarte frumos i-a răspuns și mi-a plăcut super tare, m-am dus în spate și m-am pus și râsul. Zice, femeie, tu bei un aferol, pot să beau și eu apa care o doresc,
atunci mi s-a părut mirific. Bă, femeia asta, deci nici apa aia care și-o dorea bărbatul, nu lăsa femeia să-și o bea. Da, deci pentru că ea vrea să dețină controlul. Vrea să dețină controlul femeia. Deci, păi, instant i-a zis-o, păi nu iei apă plată ca să beau și eu. Wow, și zic, Doamne, zic câtă dreptate a avut domnul Marius cu învățătorul, că femeia, deci, dacă ar putea să nu-i dea nici apă. Nu, îi dă, dar îi dă cât vrea ea, când vrea ea și cum vrea ea. Și aia cu noduri, nu? Da! Și atunci de-aia la bărbat nu-i mai trebuie, că l-o moară. Da, da, adică am simțit eu, energia ei, eu am simțit-o, dar cu aia. Ce să-i mai trebuie asta? Da, ce să-i mai trebuie, nu mai trebuia nimic. Da. Deci iată, adică zici, da, dar învățătura zice că doar la femeie și păi dacă la femeie e problema. Ia să schimbe femeia să fie ea cum trebuie și să vedem viața ei în familie, acolo. Că de asta zic, tu să nu ai pretenție la bărbat, să ai pretenții doar la tine. Păi dacă are dreptate, hai să încerc la mine să afli. Da. N-am treabă cu ăla din față, lasă-l așa cum e, greșit. Și să vezi tu cum ăla din față greșit, vine dintr-o dată și își pune mâinile în șor, bă, dar și-a pățit, bă, da, de ce nu mai îmi zice? Cu ce să mă îmbrac? De ce să mă îmbrac? De ce să nu mănânc? De ce? Știi? Toate întrebările, prin simplu fapt, dacă ai mâncat puiule azi, păi, dar tu crezi că dacă nu mă sun tu, eu nu mănânc? Da. Nu știu, mă gândesc, sau nu mai beau apă dacă nu mă sun tu? Sau dacă nu-mi dai 10 mesaje, da, de fapt în spate e altceva. Sau femeia vrea să știe dacă răspunde la telefon. Da, ăla e controlul. Și atunci sufletul, el nu se poate manifesta liber, da? Și noi dăm apă la moară, ca să zic așa, doar ego-ul lui. Și doar de el ne ocupăm toată ziua. Da? Prin atașament. Prin atașament. Dacă eu sunt bine, nu mă interesează cât muncește bărbatul. Dacă copiii sunt bine, nu mă interesează cât trudește omul acolo. Da, n-am văzut o soție să zică, păi, bărbate, nu contează dacă te duci sau nu te duci la servici. N-am văzut să-și zică chestia asta. N-am văzut o soție să zică, dacă vrei să stai acasă, stai acasă că mă duc eu la muncă în locul tău, nu-i problemă. N-am văzut să zic așa, tu nu trebuie să faci nimic, stai aici să faci ce vrei tu. Du-te, nu știu, du-te la pește, du-te la bere, du-te... N-am văzut-o să încurajeze așa, știi? Adică, da, să vină așa din toată inima, din toată convingerea că... nu, face tot timpul pe invers. Ca să nu-i fie lui bine, niciodată. Adică ea zice așa, dacă mie nu-mi e bine, nici lui să nu-i fie bine. Și stai că îl toc. Da, dacă aveți întrebări... O să spun despre constelații puțin. Da. Deci nu sunt în ordine. Acolo sunt euri care se confruntă și principiul eurilor este să câștigi în confruntare. Și principiul celui care dirigează sesiunea respectivă este ca să găsească motive și resurse în fiecare eu de a câștiga și de a învinge pe celălalt. Deci acolo este o luptă a orgolilor. Deci toată lumea iese distrusă din constelații. Adică toate eurile acolo, ori sunt dezamăgite că n-au ajuns pe nivelul respectiv, ori sunt călcate în picioare de alte euri. Deci acolo este doar o confruntare, o luptă a egourilor. Și nu se obține niciodată într-o constelație, nu o să spună nimeni, abandonează, nu-i nevoie să câștigi, dă-i voie, leapă-te de tine, dă-i voie să câștige celălalt, nu să zic asta, nu-i nevoie să ai dreptate, fă voia celuilalt și nu voia ta, nimeni nu o să zică asta. Deci constelația, la fel ca New Age-ul, este construit pe un eu mai mare, deci este diabolizare. Deci de aia, să vă uitați la seară, a fost pus un video, l-am făcut ieri cu Simona și cu Marian, unde se explică ce înseamnă diavolul. Diavolul este, deci, spus de acel cântăreț, Manson. Deci este binele tău pe primul plan și orice teorie, orice filozofie care pune binele propriu pe primul plan este diabolizare. Și este pe față, cum se spune, pe față. Deci tu pe primul plan, prima dată tu să ai grijă de tine, nu zice să ai grijă de cealaltă. Dacă pe tricoul diavolului scria, fă totul pentru tine, vindecarea și lepădarea de satan, asta înseamnă satanism, înseamnă să faci totul pentru celălalt, nu pentru tine, invers. Și niciodată într-o constelație sau New Age
nu o să găsești sfătul pentru ceilalți. Spre exemplu, Simona dădea exemplu că am făcut acolo cartea lui Napoleon Hill, cele 21 de principii, toate cele 19 principii era ocupă-te de tine ca să câștigi, că ești, asta este sensul existenței, să te simți bine, să învingi viața și mai departe, în 20 de principii, în diferite forme spune același lucru. În 19, în a 20-a, firesc că când te ocupi numai de tine, îți vine dezastru, că trebuie să-ți distrugă ego-ul. Și zice și atunci, zice, bine, vine dezastru pe tine, dar du-te și spargeți bărcile ca să nu te mai poți să retrage. Adică ce vrei, să te omori? Sinucide-te. Zice, du-te și sinucide-te. Iar în 21-a, ultimul principiu, zice, păi ce te-am pus eu să faci totul pentru tine, tu nu-ți dai seama că o să mori? Păi acum îmi spui, după ce m-ai nenorocit, știi? Deci asta este principiul. Deci întotdeauna te duce spre exacerbarea avantajelor individuale. Bineînțeles, vei chema suferința din față, că asta e și cu cheia succesului. Era o carte cu succesul. Da. Nu știu cum se numea cartea. Cheile succesului. Cheile succesului. Haba n-am. Le-am citit. Deci făcea totul, omul făcea totul pentru interesul său, pe care venea dezastru. Deci cartea aia este de diabolizare și de distrugere a vieții personale, a vieții de familie și afaceri. Nu este ca să ai tu succes în viață, ci să n-ai succes în viață. Pentru că succesul în viață este, cum o să îl punem acum pe mine să povestească, că el când nu vrea nimic, atunci îi se împlinea orice voință, orice dorință și veneau oamenii spre el și îi dădeau. Cum este, Emil? Da, așa este. Și aș mai fi vrut să continui un pic aici la ideea cu New Age și cu dezvoltarea personală, când cineva vine și spune tu trebuie să ai o dorință. În momentul ăla când ți-a zis că tu trebuie să ai o dorință, dorința aia nu este a ta, este a eu-lui. Și atunci tu imediat ar trebui să te aprinzi... Diabolizat pe loc. Ar trebui să spui imediat un semn de întrebare, stai mă că eu n-am nicio dorință. Sufletul nu are dorință. Da, nu are dorință. Și, și am nimerit odată într-un curs din ăsta de NLP sau cum se zic, nu știu cum, și îmi spune, măi Emil, dar orice om are o dorință. Și zic, bine, dar eu n-am. Nu se poate. Ba da, se poate. Păi dacă n-ai nicio dorință, înseamnă că tu ești ca un prost. Păi da, vreau să fiu ca un prost. Păi da, dar dacă ești ca un prost, atunci lumea o să se folosească de tine. Păi exact asta și vreau. Zice, nu se poate. Deci, iată cum poți să închizi o astfel de conversație. Pentru că dacă tu îi faci jocul ego-ului, atunci el te prinde. Înțelegi? Să ai argumente puternice, da, ca să poți să dobori. Și atunci zice, păi da, da, dacă te folosește, ție ți-a din energie. Și eu atunci am zis, păi foarte bine că mi-a din energie, pentru că eu, atunci când mă folosește, eu mă gândesc că mă duc în dăruire și mă gândesc că slujesc pe Divin și Divinul îți dă, nu poți tu să iei cât îți dă Divinul. Înțelegi? Deci când te lași pe tine total în mâna Lui, atunci Dumnezeu îți dă energie de nici noaptea nu mai dormi. Deci niciodată nu trebuie să vrei nimic pentru tine, să nu-ți dorești nimic niciodată, să fugi de a-ți dori ceva. Dacă nu fugi, atunci te-a prins, te prinde din urmă, pentru că lumea e atât de perfectă și atât de ispititoare, că te prinde din urmă și te lipește. Și tot timpul trebuie să ai grijă. Și asta pentru că dorința este a ego-ului, deci a diavolului, deci numai diavolul dorește, sufletul nu dorește. Exact. Deci orice dorință este pentru... Deci orice efort pe care îl facem noi pentru mai mult binele nostru ăla este diavolul. Pentru că sufletul nu are nevoie de mai mult bine. Pentru că Dumnezeu îi dă tot ceea ce are nevoie în momentul în care se retrage. Adică când nu vrei nimic, atunci se împlinește orice vis. Dar noi nu avem curajul acesta să ne lăsăm în mâna Lui. Aici e curajul. Vreau să spun acest că, curaj. Cu privire la dorință, am zis așa, aș fi vrut, deci am zis aș fi vrut să ajung și eu aici la pensiune după atâtea. Dar zic, facă-se voia Domnului, dacă El vrea să ajung, dacă nu, nu ajung. Și n-aveam nici bani, nici nimic și m-am pomenit. Atât am zis și am încheiat, deci am lăsat în voia Domnului. Și la 3 zile, exact 3 zile, mi-au venit 27 de milioane, 2700 de lei, o pensie privată de-a soțului.
Și am zis, mulțumesc, Doamne, deci trebuie că ajung atunci acolo. Și asta mi-a fost mulțumirea extraordinară. Greșeala care am făcut-o, dar știam că mi-era un pic teamă, mi-era un pic pe dos spus, pentru că soțul meu nu este, adică zic eu că nu este așa, că am un soț bun, nici nu pot să zic nimic, să comentez, și zic, dacă îi zic ca să meargă cu mine copilul cum îl las, deci eu tot cu ideile mele feminine, că așa, cățelușa cu cine o las, casa cum o las, că am o mamă, stăm cu mama și e bolnavă, nu-i spun acum. Și mă tot frământam în mine, Doamne, Doamne, cum să fac? Și într-o seară i-am zis, uite așa, mi-am dorit ca să merg, mă las sau nu mă las, dar eu dădusem acontul. O lucrasem, ce să mai... Și zic, îmi cer iertare că nu ți-am spus de la început, deci mi-am cerut iertare că nu ți-am spus de la început, dar data viitoare, dacă vrei să mergem, mergem împreună. Așa m-am simțit liniștită în sensul că mi-am cerut iertare față de el, că nu i-am spus de la început unde vreau să ajung. Bine, banii i-am spus că i-am luat și cum i-am folosit, i-am dat detaliile necesare, dacă noi femeile suntem cu detaliile, dar facem ce vrem noi, așa. Da, și dimineața când m-a condus în tren, de dimineață cel puțin și să vin cu bine și m-am îmbrățișat, deci acceptarea a fost și din partea lui. Da. Ce frumos. Frumos. Dar noi putem observa în fiecare moment acceptarea. Da. Și eu am o problemă, că eu sunt eu nu vorbesc. Eu n-am comunicare cu soțul meu, cine știe ce. Noi numai prin priviri și telepatic vorbim. Cum? Ne simțim unul pe altul. Ce-am vrea, cum am vrea. Deci libertatea e totală și de la unul și de la altul. Dacă greșesc eu, merge alături de mine, dacă greșește el, merge alături de el. Și el greșește? Deci acceptăm greșelile. El greșește? Păi, poate greșește tot datorită mie, din absolutizarea mea. Poate că de aia, nu știu. El unde aici greșește? Îi zic eu. Așa. În sensul că nu comunică cu mine, nu mă întreabă, nu nimic, zic eu mintea mea, dar niciodată nu i-am reproșat asta. Nu așa, vă uitați ce absolutizați și acolo va greși el. Da? Apropo, dacă tot ce absolutizăm, am văzut că vine Divinul și ne corectează. Și aici vă dau un exemplu, eu absolutizam familia perfectă. Și atunci a venit Divinul și a repetat acelea situații, pentru că eu trăind într-o familie în care părinții erau alcoolici, în familie erau foarte mult alcoolici, eu am zis, nu, familia mea va fi perfectă, fără dependențe, fără... Și vine și îți dă exact aceleași lecții, pentru că tu nu le-ai învățat cândva în spate, nu ai fost în acceptare. Exact. Și ai mers din în loc să accepti niște situații de viață, tu te-ai dus și ai absolutizat, nu, că eu... M-am pus în poziția lui Dumnezeu, eu pot mai mult. Și de fapt Dumnezeu vine și-ți arată, tu nu poți nimic fără mine. Și mie asta mi se pare magic. Și asta am înțeles tot datorită învățăturilor dumneavoastră. Exact. Hai să vedem, Emil, ce ai povestit în mașină. Tu nu vrei nimica și era toată lumea te obliga. Exact ce nu vrei tu să... Da, nu, eu v-am zis mai devreme cu mâncarea, cu alimentația, că nu vreau să mănânc și primeam. Și... Mai am un coleg la servici care el vrea să câștige mai bine și eu îi spun că eu nu vreau să câștig mai bine și că mie nu-mi trebuie mai mult. Și el zice, da, dacă nu trebuie ție, dacă îți dă vreun client, dă-mi mie, că mie îmi trebuie. Și eu așa fac. De exemplu, eu lucrez la un depozit și mai car cu roaba marfa la mașină și clienții zic că ia și tu 5 lei și eu îi dau lui și el zice nu pot că ți-a dat ție, nu, iei tu. După aia, când nu e el și mai lasă clientul, eu îi zic uite mi-a lăsat atâta, hai să-i facem jumătate. Și i-am zis așa, uite hai să facem o înțelegere, când te duci tu și car cu roaba ce-ți dă ție, oprești tu, ce-mi dă mie, facem jumătate, vrei? Și el se bucură. Și îi dau și facem juma. Și aia care îmi rămân mie juma, nici pe ea nu iau,
am o cutie acolo și îi pun acolo și noi avem o cutie de bomboane. Și eu mă duc și cumpăr bomboane și pun tot timpul acolo și le dau tot la clienți. Da, da, da. Deci. Pentru că divinul vă dă... Exact. Ideea este ca să nu te lipești și tot timpul să dai ce primești. Să nu ții nimic pentru tine. Dacă reușești să nu ții nimic, ar fi super. Dar noi nu putem. Și atunci aplicăm învățătura și nu păstrăm mai mult decât... De exemplu, eu nu mănânc bomboane, dar cumpăr tot timpul bomboane. Și colegii mei îmi spun, păi bine mă, Emile, tu nu mănânci bomboane, dar ne dai nouă să ne lipim? Eu le-am zis, eu nu mănânc, că mănânc. Și zice, și am zis, nu, că Dumnezeu n-are nicio legătură cu ce fac eu. Adică eu nu vreau să-l schimb pe cel din fața mea, eu vreau să mănânce bomboane cel din fața mea. Nu vreau să mănânc eu bomboane. Da. Și după aceea spui că bomboane se dau numai la dușmani. Da. Deci, iată, niciodată nu trebuie să... Adică trebuie să arăți tot timpul că nu vrei nimic pentru tine și tot timpul pentru celălalt să vrei mai bine. Adică pune-ți în comportament oriunde. Adică eu am servici, poate unul nu are servici sau ce știu eu. Dar oriunde poți să aplici învățătura asta. Tu cu tine. Deci tu cu tine, dar la celălalt. Știi? Adică tu să fii slujitorul celuilalt. Nu să vine el să-ți ceară dacă își cere o binecuvântare pentru tine. Că atunci ai ocazia să-ți închizi o grămadă de programe. Că divinul vine și îți cere task-uri de făcut, știi? Sarcini. Poate chiar în plus. Iarăși s-a uitat colegul la mine că zice tu muncești în continuu și nu te oprești și nu... Păi tocmai eu dacă mă opresc, mă lipesc. De ce? Că îmi place să stau. Și atunci, ca să nu îmi placă, mă duc să lucrez. Și când lucrez, sunt în slujire. Exact. Nu? Da. Și căpătați și energie. Și din energia aceea se face succesul de mâine. Și reușita sau sănătatea sau fericirea copilului. Și cum vând. Tot așa, uite cum vând. De exemplu, că eu lucrez, adică sunt acolo, carcuraba. Dar sunt și la vânzări. Adică fac și oferte și vând. Carcuroaba ca să mă duc spre slujire, nu ca să mă obișnuiesc la birou. Și atunci, vin clienții și vă dau un exemplu, mă întreabă, asta cât costă? Și îi spun atât. Da, dar nu știu cine îmi dă mai mult, colegul tău îmi dă mai mult. Și atunci eu îi spun, colegul meu nu e aici. Eu atâta pot să-ți dau, dacă vrei să cumperi bine, dacă nu, nu e nicio problemă. Și el atunci, pentru că nu intervin sau nu mă arunc să fac ceva, stă să gândește un pic și face vânzarea, vine și cumpără. Adică eu fără să mă stresez, fără să mă agit, fără să caut, să conving sau ceva. Pentru că în față l-avem pe Dumnezeu. Dacă noi înțelegem că în față e Dumnezeu și în noi este același Dumnezeu, noi dacă nu avem niciun interes ascuns asupra Lui sau să încercăm să-L manipulăm în vreun fel, atunci El singur, funcție de lăsarea noastră, ia decizia. Pentru că eu, de exemplu, vând mai scump la client decât ar lua de la concurența mea care e la 300 de metri. Și el zice, dar de ce aș lua de la tine? Nu știu. Dacă vrei, cumperi, dacă nu, nicio problemă, du-te acolo, te rog. Nu, vreau să spună că starea lui de desprindere interioară este cea care îl face pe client exact. Să cumpere. Deci nu e problemă cu clientul sau să faci marketing, să te străduiești. Exact. Nu, să fii tu desprins, că atunci vor veni singuri. Și sau să dai mai mult decât ei. Scuze. Vreau să spun că înainte de învățături mi era jertfă cum să mă aplec eu pe jos, să iau hârtii de pe jos sau vai de mine. Dar acum vă spun ce găsesc pe jos. Mizerii și tot coșul de gunoi, le iau și le pun, se uită lumea la mine, dar nu-mi pasă, acum chiar nu-mi pasă. Înainte parcă era un pic de jenă, dar acum chiar nu-mi e jenă. Când văd gunoaie și așa, le iau cu mâna, am un desinfectant, dacă nu mă desinfectez,
dar le iau și le pun în coșul de gunoi. Că sunt care aruncă pe jos, dar poate sunt puse intenționat ca să le iau eu, nu? Ai văzut, spre exemplu, Raul de două ori a luat examenele fără să învețe, strângând gunoaie. Deci a luat examenele pentru că a strâns gunoaie. Asta e ideea. Deci o perspectivă pe care stăpâni la lume nu ne-o spun, fiecare are universul lui propriu, universul lui este stăpân, depinde de starea interioară, dacă unește contrariile, atunci exteriorul ia forma interiorului. Și ideea este următoarea, fiecare având universul lui, dacă dau exemplu cu Gabriela de la Iași, dacă Gabriela pleacă la ora 8 la judecătorie și un alt om pleacă la ora 8, dacă ea în stare interioară zice că sunt, este indiferent dacă găsesc sau nu găsesc coadă și atunci nu va găsi coadă pentru că l-a lăsat pe Dumnezeu să decide și întotdeauna El decide în armonie ca să fie ție bine. Deci întotdeauna Dumnezeu hotărăște ca să fie ție bine, dar trebuie să-i dai voie. Pe când ăla se îngrijorează, mai de mine o să ajung coadă, să fie coadă, în momentul în care Gabriela se duce acolo, nu o să fie coadă, dar la aceeași oră, iar omul celălalt se duce acolo, va găsi coadă. Deci sunt două universuri diferite care observă, deci fiecare parte, aceeași situație, la jucătorie, au experiențe diferite. Deci aici trebuie să înțelegem că Dumnezeu pune situația în fața noastră, în funcție de interiorul nostru. Deci, când ajunge la judecătorie Gabriela și când ajunge omul acela, la ora 8 are altă realitate omul acela, altă realitate are. Noi nu putem să gândim lucrul ăsta. Deci, realitatea din față e pusă de divin, funcție de interiorul tău, dacă ești atașat sau ești atașat și de absolutizările alea. Dacă tu îi dai voie, aici e singura problemă și mecheia este să unești contrariu, adică să fii într-o stare de indiferență față de rezultate. Că e rezultatul bun, că nu este bun, nu te interesează, lași pe el să hotărească. Și dacă ești în starea aceasta, ai toată siguranța că lucrurile se schimbă. Am dat exemplu în Shangri-La, vă trei exemple, cum am schimbat live, în direct, o situație de viață, dacă directoarea a aruncat facturi eu, în câteva secunde, în 10 secunde, mi-am schimbat starea interioară, prin faptul că m-am desprins. Deci am demonstrat că exteriorul este sub comandă divină. Omul acela este pus să facă ceva pentru că eu am ales o stare, am ales o stare de egoistă în care am vrut eu neapărat să fie cum vreau eu, sau o stare lipsită de interes, de un rezultat bun în viitor. Deci starea corectă, ca să ai succes, ăștia nu spun niciodată, ca să ai succes în viața, în universul tău, că nu se potrivește cu universul celor care are alte lecții, este să fii dezinteresat de un rezultat pozitiv în viitor. Adică să stai într-o stare desprinsă. De ce? Pentru că oricum exteriorul e sub comandă și poruncă de sus, niciun om nu face ce vrea el, interiorul tău îi pune pe aia să facă ceea ce trebuie să facă ca să scadă ție absolutismele. Deci vei întâlni întotdeauna situații de viață care vin pe distrugerea absolutismelor. Dacă tu nu mai pui ceva pe primul plan, deci nu mai ai nicio așteptare, atunci realitatea intră în armonie de la sine. Deci ca să fii fericit în viață, trebuie să nu vrei nimic. Întotdeauna să lași pe el să cotărească. Adică să fii într-o formă de indiferență. Pe exemplu, tu cu experiența cu copilul. Când a plecat de acasă, nu l-ai mai găsit. Erai în pace. În liniște ai ieșit din pace că ți-ai făcut griji și ai mișcat pe toată lumea împotriva ta. Deci oamenii s-au mișcat datorită ție. Tu dacă stai în pace, nimic din toate nebunile nu se întâmplau. Deci fiecare are experiențe proprii pe nivelul lui de absolutizare. Deci care este problema? Nu contează ce fac oamenii, că Dumnezeu îi pune acolo. Deci tu crezi situații de viață și Dumnezeu îi pune ca să distrugă ție orgoliu sau lucrurile pe care le pui pe primul plan. Că trebuie de fiecare dată, indiferent de situații de viață, sunt milioane de situații în viața ta, nu contează tema. Deci ele vin cu indiferent ce temă ca să te ducă în neutralitate, într-o stare de abandonare de sine. Acolo te întâlnești cu el. Deci el folosește orice situație să te arunce înapoi. Te aruncă înapoi. Deci dacă ieși din el, ești ca fraierul că vei atrage necazuri spre tine. Deci dacă vrei să nu bată vântul, furtună, să nu plouă, stai în starea de liniște și atunci exteriorul nu este nevoie să vină constrângător. Asta este toată soluția, ca să fii sănătos, să fii fericit tu și copiii tăi. Deci să nu vrei nimic cu eu. Că eul ăla, tu vrei ceva întotdeauna pentru diavol. Orice vreau pentru diavol. Sufletul nu vrea nimic, și atunci toate visele se împlinesc. Deci el realizează totul, nu ne dori nimic. Când nu vrei nimic de la nimeni,
toate visele ți se împlinesc. Asta este un lucru periculos. Discutam noi cu în mașină, pentru că atunci visele vin spre tine și se împlinesc și atunci să văd dacă reziști. Pentru că te vei lipi. Adică omul visează nu știu ce și cineva îi aduce o mașină mică că el visa mașina mică, îi dă mașina mică, dar să văd dacă poți să nu te lipești de ea. Deci atunci pornește pericolul cel mare. Când tu ești desprins, ți se împlinește orice vis, să văd dacă te poți să stai desprins. Acolo e momentul cel mai dramatic posibil, pentru că toată lumea cade. Cade, da. Acolo cade. Îți împlinesc visele, deci știu mecanismul. Stau desprins, manipulez pe Dumnezeu, îți vine spre tine, îți oferă și când ești în fața situației să primești ceea ce o viață întreagă ai visat să ai și ți se dă lucrul acela, ai lipit și a pornit dezastru după aceea. Da, după școala iubire se mai întâmplă că rămâi indiferent când îți vine din față ceva, îți vine oferta. De exemplu, mie vine ofertă, haideți să ne asociem, să vindem spațiu în centrul Clujului, că o să vină primăria și o să fac. Și am zis mie, indiferent dacă vine sau nu vine primăria, dacă pierd spațiu sau îl am în continuare. Dar o stare atât de liniște încât și eu mă întreb, oare ce s-a întâmplat? Și am zis, cel mai greu e să ai în față un om care nu mai merge așa de mult spre material cum mergea de obicei, că să prinde ofertă de a vinde un spațiu în centrul Clujului, ceva, dar să-ți fie indiferent. Și vorbeam cu sora mea și a zis, cum am ajuns să ne fie indiferent? Că noi eram foarte pe materiale înainte. Adică deloc nu mi-am fi fost indiferent. Și Marcela zicea, mă, mie chiar mi-e indiferent acum. Adică dacă vrea primăria să ia spațiu, să ia să fie sănătoasă. Și a zis, da, uite, unde au dus învățătura lui domnul Marius. Și eu mai fac o stare din Școala Iubirii Cluj și sora mea acum de câteva săptămâni sau o lună, două, nu știu, n-am mai venit fizic la școală, dar spunea fiecare, vorbesc la telefon și spune, să știi că mă ajută foarte mult învățăturile astea lui domnul Marius, tot ce poți de aici acum, postam din frumusețe în dar și din ce vor femeile, ce vor bărbații. Și pe a ajutat-o și la operație Shangri-La, deci când am mers la operație, am mers cu Shangri-La. Și a zis că ea nu o să uite niciodată, că asta a fost cartea pe care o susținut-o, deci în momentul în care avea o problemă de sănătate. Și mie mi se pare extraordinar și doar lăsarea de sine, dar în orice situație de viață. Dar noi nu știm astea. Pentru că societatea, familia, deci noi așa am fost învățați. Noi am primit niște programe și le-am dus mai departe și am creat și noi programe și le-am dat mai departe. Acum învățătura asta a venit să ne schimbe programele. Deci pur și simplu ni le-au schimbat. Și chiar vorbeam și cu colegii de la Cluj. Noi nu mai putem să fim ca înainte și dacă ne străduim să fim ca înainte, n-avem nicio șansă. Deci, și noi ne vedem și ego când vine și așa, dar nu mai putem, nu mai avem putere asupra noastră ego, că e chiar indiferent. Eu mai de mult susțineam având sunetul, având muzica, trebuie să oprită. Firmă sufeream dacă angajații nu făceau ore suplimentare și să vă zic cum s-a schimbat acum. Acum eu mă duc și le spun angajaților, vreți să plecați mai repede acasă, au fost înainte de Paști, vreți să nu veniți joi deloc la lucru. Și toată lumea era să vedem cum stăm cu comenzile, să fie gata comenzile. Într-o vineri le-am zis, uite, ora 1, puteți să mergeți mai repede. Și vedeam că nimeni nu pleacă și zic, dar nu vreți să plecați acasă și ce mai avem niște piste de terminat. Deci mai aveam niște piese de trăină și era din ei și au terminat piesele și au plecat sigur. Și mie nu venea să cred că altădată ego-ul meu suferea. Uite, eu stau aici și lucrez și ei nu lucrează. Nu trebuie să le zic nimic, lucrează mult mai puțin decât înainte și merge mult mai bine tot. Dar ei se organizează singur și mie mi se pare extraordinar. Și când e vorba de bani, de a da din câștigul pe care îl ai, deci acum când fac salariile, mă gândesc, da, uite, așa, și pun salarii, premiu, de fiecare dată pun acolo un premiu. Și vreau să vă spun că îmi vine înapoi în zecit, adică, dar eu fac asta cu drag, adică chiar mă bucur și totul, pe cartea de muncă și nu știu ce, mă gândesc, dar oamenii ăștia o să ia pensie de aici. Și totul e așa, nu știu, deci parcă funcționează, nu mi se mai strică cuptoarele deloc, deci vă dați seama că era din mine. Când cuptoarele mele au ajuns la 1000 de grade, era din mine, era un foc așa de puternic din interiorul meu. Și acum stăteam și chiar de
povesteam cu colegii mei, zic, nu știu ce se întâmplă, că nu se mai întâmplă nimic acolo. Când nu mai vrei nimic, toate lucrurile se așează de la sine în modul cel mai ideal posibil. Și când ți-e indiferent, că faci, că nu faci, că ai firmă, că n-ai firmă, că... Deci, efectiv, dacă ți-e indiferent, lucrurile se schimbă. Asta mie mi se pare magic. Deci, cheia succesului este să fii indiferent de la succes. Da. Ce chestie. Mergem sus.